Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 57 de cazuri de îmbolnăvire cu varianta Delta a coronavirusului au fost înregistrate până în 27 iunie, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Acesta a precizat că există dovezi de transmitere comunitară susținută a variantei Delta în municipiul Pitești și în comune învecinate. Conform INSP, până în prezent a fost înregistrat un deces cu varianta Delta, o persoană de sex feminin în vârstă de 72 de ani din județul Argeș, care avea condiții medicale preexistente și era nevaccinată. Situația aceasta ar trebui pusă într-un context mai larg. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că Europa, unde pentru prima dată în ultimele 10 săptămâni numărul cazurilor de COVID a început din nou să crească, deci Europa riscă un nou val epidemic în toamnă dacă nu se mențin măsurile de precauție. Această evoluție se înscrie în contextul unei situații care evoluează rapid, unei noi variante îngrijorătoare, varianta Delta, și se produce într-o regiune în care, în ciuda eforturilor considerabile ale statelor membre, milioane de persoane nu sunt încă vaccinate, a declarat un înalt oficial al organizației. La telefon este epidemiologul Emilian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor noastre! Bun! Avem această știre transmisă de INSP, care spune că avem transmitere comunitară, că există dovezi, evidențe de transmitere comunitară a variantei Delta în Pitești. Acum, în condițiile actuale de restricții sau absența lor și a promisiunilor făcute constant de guvernanți că restricțiile vor continua să fie ridicate în perioada următoare, dumneavoastră ce credeți? Mai poate fi oprită răspândirea acestei noi variante a coronavirusului în România? Deci, în primul rând, vă propun să plecăm de la infractura, adică de la varianta de virus, care are niște caracteristici. E derivată din varianta britanică și are, de asemenea, mutații caracteristice și variantei sud-africane și variantei braziliene. Ce au făcut aceste variante? Păi, varianta braziliană a redus din imunitatea post-infecțioasă, deci imunitatea după boală, la alte variante, într-un procent de 20 până la 60%. Varianta sud-africană a redus ceva din eficiența vaccinului. Iar varianta britanică se caracterizează printr-o transmisibilitate foarte crescută. Această variantă indiană, varianta Delta, are o transmisibilitate și mai crescută, undeva apreciată cu o creștere de 40 până la 60%. Deci, având caracteristicile variantei, ne putem da seama că aceasta ridică niște probleme sau poate ridica niște probleme deosebite. Dacă raportăm ceea ce am prezentat, la faptul că la un set de măsuri, să spunem, din acesta obișnuit, da, de soft lockdown, varianta britanică a ridicat probleme foarte mari în Marea Britanie în perioada noiembrie-decembrie a anului trecut. Deci premizele și îngrijorarea, premizele sunt îngrijorătoare și de asemenea îngrijorarea manifestată atât de Organizația Mondială a Sănătății cât și de Centrul European de Control al Bolilor este justificat. Să ne gândim la ce a făcut această variantă Delta în India. Sigur că nu avem aceleași condiții, dar cu siguranță va fi o creștere a numărului de infecții care va fi dependentă de procentul de persoane imunizate, vaccinate. Acum înțeleg că această variantă e și mai contagioasă, mai rapid contagioasă, adică înțeleg că durează foarte puțin să te infectezi dacă stai în prezența cuiva contaminat. Da, păi dacă transmisibilitatea este mai crescută cu 40 până la 60%, ne putem da seama că se răspândește mult mai rapid și a demonstrat deja ceea ce poate, cum am spus, în India și va demonstra în continuare. De asemenea, să ne gândim, există o metodă care se numește comparativ istoric în epidemiologie, adică compar ce s-a întâmplat în trecut cu ceea ce se întâmplă în prezent și poți să faci o prognoză pentru viitor. Dacă ne gândim ce s-a întâmplat când au apărut variante mai transmisibile în trecut,
acestea au devenit dominante, pentru că ele asta fac în momentul în care au o transmisibilitate mai crescută, devin dominante și preiau ostilitățile, ca să spunem așa. Deci urmează acum perioada de vară, da? am intrat în plină vară, urmează concediile. Ce înseamnă concedii? Înseamnă creșterea mobilității. Oamenii se vor mișca mai mult, vor crește numărul de contacte, ceea ce va duce la creșterea riscului de infecție. Deci premizele sigur că sunt și ne gândim la anul trecut, foarte simplu. În iunie aveam 300 de infecții și în august am ajuns să avem 1200. Asta pe niște variante mult mai blânde decât această variantă Delta. Deci este posibilă o anume creștere a numărului de infecții și în sezonul de vară, acum, și de asemenea, cu siguranță aproape, de fapt, în sezonul de toamnă-iarnă, dacă populația nu va fi vaccinată. Deci noi avem nevoie de un procent de vaccinați de 50-60%, pentru că acest procent de vaccinați scade transmisibilitatea. Deci dacă ai 50% vaccinați, scazi transmisibilitatea cu 50% și poți să păstrezi evoluția lucrurilor într-un anumit echilibru. Cât timp? În cât timp credeți că va deveni situația serioasă în contextul actual? Adică cu acest set de măsuri de protecție care, sunt foarte reduse. Așa cum am spus, creșterea mobilității poate duce la o creștere a numărului de infecții chiar în, să zicem, în luna august, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în cursul anului trecut. Dar sigur că nu este aceeași situație, pentru că anul trecut nu aveam procentul acesta de vaccinați, de 20%, și nu aveam atâția cu imunitate post-infecțioasă. Deci lucrurile se ponderează unele pe celelalte. Ne confruntăm cu o variantă cu o transmisibilitate mai crescută, ne confruntăm de asemenea cu o situație mai bună din punct de vedere al apărării populației în fața infecției prin procentul de vaccinați și prin procentul de persoane care au trecut prin imunitatea post-infecțioasă. Deci se va vedea din acești doi parametri care cum se vor așeza lucrurile în august și atunci o să ne putem orienta foarte bine și o să ne putem da seama destul de clar cam ce ne așteaptă în sezonul de toamnă-iarnă, cum spuneam, raportat la procentul de persoane care vor înțelege să se vaccineze pentru ca să evităm al patrulea val. Pentru că, vedeți, un al patrulea val ce înseamnă? Înseamnă din nou restricții, ceea ce înseamnă repercusiuni și pe viața socială, și pe viața economică, și pe educația copiilor, și pe toate aceste aspecte. Deci eu cred că nimeni nu ar trebui să-și dorească ca să mai experimentăm încă o dată ceea ce am experimentat deja în trei valuri. Domnule profesor, mai am o întrebare. Ca specialist, ce ați recomanda acum autorităților să facă pentru a evita un scenariu negru? Să intensifice campania de vaccinare prin toate mijloacele posibile. Vedeți, am vorbit în mod repetat de intensificarea campaniei de vaccinare în mediul rural. Avem 45% din populație, în jur de 40-45% din populație în mediul rural. Acolo s-au vaccinat destul de puțini oameni și se fac acțiuni. Să știți, am urmărit pe Facebook, de exemplu, declarațiile doamnei dr. Camelia Truică de la Călăraș, care solicita implicarea politicului, implicarea primarilor. Pentru că degeaba vrei să faci acțiuni dacă nu ai o susținere din partea, cum spuneam, a primăriilor în primul rând și altor factori politici pentru ca să mobilizeze populația la vaccinare. Altfel se deplasează echipa de vaccinare și nu are pe cine vaccina. Deci trebuie făcute asemenea acțiuni, trebuie insistat pe mediul rural și pe echipe mobile de vaccinare și, bineînțeles, continuată vaccinarea în mediul urban și informarea populației asupra acestui pericol de a ne confrunta cu al patrulea val. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la Deșteptarea epidemiologul Emilian Popovici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.